plâng și eu. Nebunule, mă întind în pat și plâng. Ești actor, mă. Hai, mă, fă astea, nu mai mă luat după mine astea. Da, bre, da. Ce, bale? Hai. Liviu, tot timpul, că vii ca să preface. Când m-am dus în cameră la ea... Cum e, mai bine un pic? Sunt mai bine, să știi. Doamne ajută. Dar ce crezi tu după... Ai mai avut vreodată așa ceva, nu? Eu cred la presiune. Eu și eu zic că la asta și eu simt. Și eu simt același lucru. Zic, dacă te știi, meteosensibilă, de la asta e. Știi ce fac? Fac o perfuzie pentru orice eventualitate. Și vin și le fac eu curat în cameră, repede. Nu, lasă că nu-s o problemă, în partea ta. După atâția ani de zile m-am șmecherit. Liviule, ce e vre? Băi, cum să prefacă? Că se vede pe ea că e rău. Da, auzi, fă și o dată dacă zici că te-a prostit. Tu te și vorbește cu ea, că știi că... Da, îi face perfuzie. Nu perfuzie. Nu, Lovica nu i-a fost rău. Nu știu cum v-a păcălit și pe voi din producție, dar eu știu exact că Lovica nu i-a fost rău. Uite, fată, zi vorbești cu ea, așa, uite că e treabă. Fă ce spun eu. Ia zi-mă ce să fac. Să-i facă două injecții, să vezi dacă stă. Să-i facă injecție? Injecție, da. Că, vezi, Doamne, nu are nimic. Și vezi dacă stă. Dacă stă, înseamnă că e rău. Dacă nu stă, înseamnă că nu e rău. Când m-am dus în cameră la ea, asistenta se pregătea să-i pună o perfuzie. Și face o injecție. Te rezolvă. Bine, zic, atunci e clar. Nu mai puteam, jur. M-am dus și i-am spus, Liviule, i-am zis asistentei și a zis că îi face injecție. Și Vica n-a zis nimic. Mai Liviule, lasă-o în pace. De ce nebunesc dacă nu punem una Vica pe ceva? Adică, host pe host n-ai cum să-l furi niciodată. Ce-va, puiul meu frumos, te e bolneav, iară? Zic, Vico, dacă nu pui mâna și muncesc doar eu mi-e zbube pe mine, clar. Eu leșin. Ajută-mă. Eu-ți promit. Stai să-mi faci bine. Vin și-ți fac toată treaba ta. Nu poți să stai întins să-mi poți să spui că ți-e rău. Că eu știu că ești teatrul. Lasă-ne cu vrăjeala asta. Tu nu trebuie să faci nimic. Tu doar stai și te... Relaxare. Nu poți să văd asta. Asistenta i-a băgat acolo în venă. Eu crezi că e la mișto, bă, bă, dar... O la leșin, mi se mai apucea la help. M-am speriat un pic când i-a făcut în venă. Chiar a înțepat-o, ai nevoie? Și mirosea spirit acolo. E curioasă ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu mi-aduc aminte, a fost un blanc. Dar ce s-a întâmplat după aia? Nu, acum scoate acul ăsta de aici și nu mai m-a înțepa. Mă descurc mai bine. Deja știu, m-am șmecherit. Mi-a arat ea la campul ăla, nu pot. N-am cum să fac toată treaba, n-am cum, mi se pune pe suflet. Nicolae! Da! Liviu m-a chemat în cameră că nu știa să pună un plic pe plapumă. Cu eu aveam altă idee. Vezi? Și te-am dus ce vrei, ce nu cum? Trebuie? Cum bag eu asta? Asta? Că m-am chinuit o oră jumătate la ea. Cum o bag eu pe asta? Păi de simplu, asta de atâta știu să fac și eu. Fii atent. Nu știu ce am arătat, dar... Mai sigur colțurile zbăgate și eu... Uite, bă, cât de simplu pare la unul și cât de complicat pare la altul, bă, nu se poate. L-am prostit pe Nicolae acum, sincer, să-mi facă patul, că mă săturasem să bag singur plapul mai acolo. Oricum e foarte simplu să manipulezi oamenii. Doar trebuie să iei un pic la coarda sensibilă, să-i lauzi un pic și lumea cu de drag te ajută. Mulțumesc, ce să zic, băi, mersi mult de tot. Uite, mă, acum știu, hai să o dăm la o parte și să încercăm și noi mâncați și gurata, doar am avut profesor bun. N-am făcut un plic, i-am arătat și am plecat. Un pic de actorie, fața aia de dubitoc. Cum se face? Nu știu. Cum? Și am întors și v-am dus? M-am prins că de fapt el vrea să-i fac un pic camera. L-am văzut pe Liviu că se plimba. Care-i colegul noi aici? Tu cine dracu? Eu cred că nu știu. Cum, eu am colegul cu noi? Auzi, băiatul, tati, lasă să te văd cu asta. I-am dat aspiratorul să aspire. N-a vrut să aspire, s-a dus în camera cealaltă. Zic, uite, aspir eu în locul tău. Te punea mărin cu aspiratorul. Parcă nici nu mai haz dacă faci ceva, oare nu știi că nu-i enervează pe nimeni, ce rost are zilele mele. Liviule, nu te juca cu mine, că sunt pus pe tine. Geaca, știi că îl deranjează că nu face aia, parcă altă bucurie. Cu care am văzut că geaca lui miroase un pic, nu știu pe unde a fost. Miroase așa un pic a acru. Am luat gecuța, am spălat-o un pic, am pus un pic de apiță. Și am pus acolo să o suce. Tot eu băiat. Hai, închide aia acolo, hai. Ce? Păi închide camera. Lasă că închide eu tu, hai. Tu dai cu aspiratorul acolo? Da. Când am ridicat geaca, a început să curgă apă. Cine poate să facă chestia asta decât Liviu? Hai, pinule. A venit, că geaca curge. Cine a pus apă, jură-te. Cine a pus ce vre? Uite aici, nu fac nimic, jur, nu fac nimic. Ia. Pune-mă. Eu nu știu exact, cred că nu s-a uscat geaca.
Hai, nu, nu o da pe mine acum, pe bune, nu o da pe mine. Zici să fiu al dracu eu, că... Să fiu al dracu, tot am pasat. Da? Bine. Nu mă pun și la strâmb, uite, la asta trebuie să mai lucrez un pic. Și de aici s-a întâmplat toată nebunia. Lasă-mă acum, că dau cu aspiratorul! Nu mai am să păci! Da, acum că mă... Și mama... O să mor de inimă într-o zi, băga mea și... Să-mi bag! Deci, cine-a pus apă? Mă speriat să moară, drace, dacă... Cine-a pus apă? Mamă, băga mea! Ia-a pus, ia-a pus! Nu vreau să zic că miroase transpirație, că nu e treaba mea, nu mă bag. Așa. Mirosea geaca aia, transpirație, și ai să ți-o spăl un pic! Și tot, pal dracu, ești! Mirosea geaca, da? Stai un pic, lasă-mă să revin, să moară, drace! Mirosea geaca! Ce mă, lasă-mă să revin un pic, pe cuvântul meu, doamne, lasă-mă, că-mi tremură picioarele. Stăteam și cu capul în jos. Liviule, fă treabă, că altfel ai probleme cu mine. Bă, mi-a stat inima, mă, ești nebun? Pe unde a venit, mă, mâncați și gură tău? No, și după jumătate de ceas am făcut patru, dragilor. Nicolae, nu trebuie să le verifici, Nicolae. Orice îi dai, aia face. Și face mai bine decât vrei tu. Foarte serios. Cred că nevoia m-a învățat de multe ori în viață să fac lucrurile ca lumea. Antrenat. Inspecția tehnică? Nu, nu. Andreea se descurca foarte bine. Adică a făcut și bine și repede. Și asta nu a putut decât să mă bucure, pentru că iată cum acasă voi sta mai mult tolănit în pat. Șters. Check. Țais. Nea Marina a fost ocupat cu vârciul la etajul superior, ceea ce pe noi ne-a avantajat, pentru că noi am terminat și am făcut ce am vrut noi. Liviulei! Ce? Aici ai, uite cum e. Unde vrei? Aici, mă. Păi dacă așa erau? Mi erau mași. Ăla de baie e bine, ăla de picioare pus acolo și ăla mare, am zis. Stai că prosopul ăsta mare aici, ăsta mic aici. Deci dacă tu găsești la hotel așa, dacă tu găsești aici la hotel așa ceva. Că dacă a trăit toată viața lui în hoteluri de-astea luxoase, când era pe la securitate Ceaușescu. Stai mă, zic, lasă-l să-și facă nebunile, că se calmează. Și am stat și eu un pic în cad, am dat din piciorul și a... Stai, ce? Gata. Deci eu n-am vrut să te aud, prostule. Da, n-ai vrut. N-am vrut, jur că n-am vrut să te aud. N-ai vrut, dar și cum dracu mai mult? Dacă n-ai vrut... Cum am udat? Ai văzut că am fost domn, ți-am arătat că sunt domn. Stai că ți-ar râși eu acum, nebunul meu. Da, puteam să... Că vin acum, imediat. Bine. Dă-mă și dă-mă. De ce așa, da? Uite, dau cu ăsta să moară, dragi. Dacă faci ceva... Da, stai! Să moară, dragi! Dacă, uite-l, uite aici. Jur, aruncă punga frumos. Aruncă punga frumos. Aruncă punga frumos. Da-te așa. Să încinge e un nivel la care nu mai poate să treacă. Cai amici, când îi bași termometrul în fund și cresc, trebuie să-l pui niște compresii cu apă rece. Am pus și eu niște apă, i-am dat pe față să-l spăl. Aici m-a lovit un pic. Zic, da? A venit cu ăla de pompieri. Să moară, dragi! Pleacă-te! Gata, acum ești mort. Nu știu exact că eram și după ușă, nu știu exact ce a zis, dar a tipat așa, mare bucurie a fost. Aoleo, ce bine a fost. Ceva de genul ăsta, nu știu exact. Dă drumul la hidrant, gata. Îl înnec acum. Ne-am mărit să încinsese și de asta am aruncat cu apă, pentru că trebuia să-l aduc la temperatura normală corpului de 37 de grade. Și am aruncat, prima nu l-am nimerit, zic, aoleo, se îmbolnăvește, și a doua l-am nimerit. În clipa când mi-a dat cu a doua pungă și m-a udat, am luat foc. Dă drumul la hidrant! Mă doare capul de râs. Dă drum! E, acum, acolo te nec firii al dracu, ai să vezi. Dă drum încet, las că repară.
Le bag apa acum, lasă așa. Uite, bă, am băgat apă, poți să vă stau. Bunga, da? E, lasă că te învăț eu minte. E cu ăla. Te învăț eu minte. Dacă tu mai voi uita pe mine toată viața ta, să-i mi ce vrea. Lasă că ți arăt eu acum. S-a albit totul instant. Hai afară la zăpadă. Am sărit pe geam, m-am sărit pe ușă. Nu mai știu, vă dau cuvântul, nu mai știu. Deci acum am praf în nas și în gât. Eu când suflu nasul, alb. Ce-ați pățit, mă? S-a apucat Neferin de fumat. Bă, nu fumați, mă, hotel, doamne ferește, mă. Băi, nu se fumează la hotel. Gata, s-a terminat. Că e cu mine să pun? Voi ați auzit de Digi, adică de Dracu Gol? Nu vă puneți cu mine. A fost o revanșă al lui Neamărin. S-a reîntors la vechile obiceiuri și eu m-am bucurat 5 minute că m-am împăcat cu el. Nu vrea să deschidem ușa? Am mișcat putrechile pe geangul. Să ții pe tine? Da, să te filmez un pic. De cum arată operatorul meu. Eu am fost abuzat. Eu care am muncit. Eu care am dat cu aspiratorul. Se poate vedea și pe filmare. După ce am dat cu aspiratorul, am băgat pilota în plic, rugându-l pe Nicolae să-mi arate cum bagă el pilota în plic. După ce a făcut camerele, a murdărit camerele, pentru că Neamărin a dat cu instinctorul și a dat drumul la praf și la zăpadă. Și abia aștept să vadă patronul de la hotelul ăsta, să vadă ce se întâmplă în tabăra lui Neamărin, dacă o să ne mai primească vânul pe unde mergem noi. Aici ești tu șeful, să știi. Nu, aici nu sunt șef, eu. Aici tu ești șef. După ce am terminat curățenia, am mărit ciocă, hai să mergem că e târziu, să facem mâncare. Părerea mea este așa, să facem ciorbă de legume. Da. Și felul 2 piure cu pulpe la cuptor. Merge repede, da. Nicolae cu Neamărin a stabilit meniu. Îți promit că de data asta o să muncesc, să fac numai ce vrei tu. Și știu că nu pare, dar eu chiar gătesc. Nu, dar copii, pentru copii, nu pentru mine. Da. Să facem mâncare pentru 30 de copii, plus noi adulții, plus însoțitorii lor, sunt vă 40. Eu tot mă gândeam, om avea produsele toate sau nu? M-am uitat și am văzut că nu avem ceapă. Ceapă văd că nu e. Vino cu aici, vino cu aici. Vino cu aici, ba da, vino cu aici. Liviulei! Eu! Ia-o pe Andreea și vă duceți în sat. Uite aici, imediat, în jos e satul. Ai la un kilometru. Și faceți rost de ceapă. Asta e puturoasă? No, deci dacă nu face, îți dau cuvântul, eu muncesc. Dacă nu face, faci, eu am plecat acasă. Lași-mă din că nu-s puturoasă, hai. Bine, fii atent. Eu mă duc să muncesc, eu mă duc să fac rost de alegurii. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și pupul se ridică, așa, așa, așa. Eu mă lău ușa casă, așa, așa, așa. Și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Când am auzit că o să vin tabăra lui Neamărin, am simțit o lumină în inima mea care m-a bucurat și am început să țip de bucurie. Eram wow! Oh, n-am dormit o noapte, drag, m-am culcat la 5 și m-am sculat iar la 6. Eram așa entuziasmată. Am fost cea mai fericită. Mereu mi-am dorit să merg într-o tabără. Eu mi-am făcut singură bagajele pe toate asta. Mi-am așteptat și pic. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine cu păza și spune, vreau să stau și eu aici. Părinții mei nu și-au permis tabără, adică tabără n-a mai fost. Dar mi-am dorit întotdeauna să merg și acum am ocazia și e superb. Eu de-abia așteptam să vin aici. Eram foarte nerăbdătoare să văd destinația care o să ajungem. Foarte lung, drumul a fost foarte lung până aici. Lung, dar frumos. Priveliștea frumoasă, copacii de pe munte colorați, adică este magic.
Cu asta alții așa, știi? Da, așa. Mai înțeles? Da. Răspunde de ce, ok. Așa. Bineînțeles, domnul bucătar șef a luat ajutor pe Vica, care își revenise între timp, și pe mine. Este că îmi place foarte mult să bucătăresc, doar că bucătăresc pentru, na, familia acasă, foarte lăsă. Tu gătim, și eu gătesc acasă pentru familie. Aici e la fel, tot la pentru familie. În timp ce ei găteau, eu cu Vârciu am ajuns la o fermă. Bună ziua! Trebuie să gătim pentru câțiva copii, vreo 30 la număr, și ne-a trimis... Hai nebună, mă! Ne-a marin de la bucătărie să luăm ceapă. Vă dăm ceapă, dar trebuie să ne ajutați la ceva. Vârciule, haide, că avem ceapă. Te-ai descurcat? Trebuie să muncim. Niculai, ceapa, uite-o aici. Că n-am mai stat, m-am dus eu. Am rugat șeful de sală să-mi dea 4-5 grame de ceapă împrumut, că am trimis-o pe Andreea în sat să ia și le dau înapoi. Și ce trebuie? Ce trebuie să faci? Păi uitați, avem două lucru, să cărăm grămada asta de crăci. Și erau două grămezi, una de crenci și una de lemne. Le iau eu pe că sunt mai grele și mai puternici și tu pe alea mai micuțe, că ești mai micuță și mai firavă. Da, dar tu mă păcălești că alea mai puține. De atunci ia-le tu pe alea și le iau eu pe alea, cum vrei. Nu, că alea sunt mai grele și nu mă doare spatele. Mă duc eu acolo, du-te tu în partea aia lantă. Păi și cum le apuc? N-am mânuși. A, nu, păi noi nu lucrăm cu mânuși. Nu lucrăm. Uitați. Arătați-mi dumneavoastră. Luăm așa, luăm din ele. Fiecare cu grăbada lui. Și acum vrăjeala noastră. Când intră în cadru, Andreea se vede că stăm cu mâinile buzunar, punem mâna pe lemn. Aici le ducem și acolo le dăm foc. Și să le mut, gen, nu știu câte zeci de metri mai încolo. Aici. Da. Bine. Și Liviu la fel. Asta e momentul. Da! Mamă! Mamă, 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 mamă! Vârciule, te spun! De ce ai terminat? Am făcut trei ture! Tu n-ai făcut niciuna! Cum n-am făcut niciuna? Iot! Astea-s mâine muncite, uite-și! Uite un pic, nu se poate așa ceva. Și acum de ce stai? Hai, cară odată! Păi du-te-și, normal car, că de asta am venit! Hai, cară! Acum car! Draga mea, și ce? Ce? Vreau doar să facem ceapa acum, pentru să o punem să fiarbă ceapa, e foarte important. De ce pe ai nevoie? Oare, trebuie 10 ceape liniștit. Câte? 10! 10? 10, dragă, 10. Păi eu știam că curg lacrimile de la cepuță. E îngrozitor, minu... Deci m-a usturat ochii acum, ce vrei să fac? Draga mea, pune ceapă pe ce cureți în apă, da? Cumva am reușit să fac și treaba asta. Am avut mare noroc cu Vica, că a fost chiar serioasă, și George. Eu zic că la anul ar trebui să participe la șeful de la cusite. Da? Deci merge mâna ca la balamuc. Da. Băi, George, bravo, da, așa e. Deci George a fost fantastic, George. Adică chiar m-a ajutat. Mie îmi place foarte mult să gătesc. Eu fac mâncare din ce am învățat de la bunica, de la Botoșani. Și slavă cerului că la Botoșani se face multă mâncare. Așa, ai de gând să-l duci? Iar poți să-l fie așa. Te rog, nu mai mă face de râs la televizor. Lasă-l ăsta jos, că e greu, dă-l-n doamne, iartă-mă, nu mai ridica ca pe scobitori. Ți-ai zburat. Eu am muncit cu cârca. Am luat multe lemne. Bă, Vârciule! Bă, pe bune, mă! M-a deranjat că Vârciu nu făcea nimic. Să înțeleg că n-ai condiție fizică sau care e ideea? Păi am tuna, eu am făcut 6 ture! Păi ce mă compar cu tine când faci tu alea? 1, 2... Iar oricum face pașchi, se antrenează nu știu câte ori pe zi, să facă dansurile alea, de ne-a nebunit pe toți cu dansurile. Salsa! Cea. Păi, hai, dă drumul la treabă. Simțitule! Aia tot căra crăcile alea din stânga dreapta. Dai să râzi, uite că e harnică. Cine a zis că nu e harnică? L-am văzut pe soțul ei. Băi, știi cât e de gospodar? Păi ce să înțeleg, că el gătește acasă? Nu, da. Eu nu știu. Vorbesc serios? Da, el gătește. Vreau. Eu sunt atât deșteaptă, eu ce credeți că... Sloganul lui George este așa. De când m-am însurat, schimbarea a fost miraculoasă. Deodată am devenit bărbat și implicit și fată în casă. Ce frumos e pământ de anis. Nu credeam, cred că visez. Incredibil. Nu venea să cred că-l văd până mearin. Ce faceți,